Da. Astăzi o să vă răspund la niște întrebări de la Q&A. Pentru că voi mi-ați trimis niște întrebări interesante pe Instagram și vreau să vă răspund la ele. În timpul în care am să vă răspund la întrebări. Imaginea pe care vă arăt este o carte mai de mult timp pe care o am. Foarte frumoasă. Deci, dacă vă place videoul, să dați un like, să abonați la canal și să dați și prietenilor să vadă. Să vadă despre acest video. Bun, să trecem la întrebări. Care este cartea preferată? M-a întrebat unul. Cartea mea preferată este Matilda, 5 din 5 stele. Acțiunea e super interesantă și v-aș recomanda-o cu mare drag. Să o citiți și să... poate să-mi spuneți pe Instagram la privat cum vi s-a părut. Mâncarea preferată. Aici e o întrebare foarte foarte grea și nu pot să răspund la această întrebare, deci... fără răspuns la această întrebare, deci... sunt imparțial, deci... nu voi răspunde la această întrebare. Din cauza că nu știu ce să zic. De cât timp ai vlogul? De aproape 3 săptămâni l-am și mă bucur de puținul succes pe care l-am. Măcar să am o audiență, nu o fac pentru audiență, o fac pentru a împărtăși pasiunea de lectură cu alții. Care este editora ta preferată? Editora mea preferată de unde iau cărți să citesc, în afară de aceasta, este editora Arthur. Din clasa a doua a fost editora mea preferată. Ești fan Harry Potter? A filmelor, da. Dar din păcate a cărților nu știu ce să zic pentru că n-am nicio carte Harry Potter și n-am citit din cauza că nu le am. Dar v-aș fi spus cu mare drag dacă le-aș fi avut și le-aș fi citit. Cum mai descoperi pasiunea pentru lectură? Am descoperit-o ca orice copil normal atunci când am învățat să citesc. Am descoperit pasiunea de lectură de la propria mamă, care și ea avea o pasiune pentru lectură. Din totdeauna, înainte să mă nasc eu. Deci de la mama am descoperit-o. De unde te-ai inspirat să faci acest blog? M-am inspirat deoarece de la o prietenă care e book blogger și de la alte bookstagramerițe de pe Instagram, deoarece nu doar eu să am această pasiune. Să aibă și alții, la fel ca și mine. Cum fac situațiilor de hate de pe YouTube? Uneori le răspund să-și vadă de viață și dacă nu le place ceea ce postez, poate să nu mă mai urmărească și să-și vadă de viața lor. Iar alte ori mă fac că nu există. Care sunt cărțile tale preferate? Top 5. Locul 5, băiatul de pe Facebook. Locul 4, pălăria vrăjitorului. Locul 3, copiii de făină. Locul 2, Shiloh. Și vrăjitoarele la egalitate. Și locul 1, Matilda. Știu că sunt 6 cărți, dar 2 dintre ele mi-au plăcut pentru locul 2. Deci, n-am ce să zic. Cum te-ai gândit să faci acest canal dedicat lectorii? M-am gândit ca să ajut și pe alții să înțeleagă lectura, că este și o artă a cuvintelor și că este foarte bine să citești. Că așa n-ai cum să te plictisești vreodată. Câți ani ai? Aceasta a fost cea mai repetată întrebare, deoarece două persoane mi-au zis aceeași întrebare. Vârsta mea este de 15 ani. Și mă bucur că pot să descopăr mai mult despre lectură și despre această pasiune în sine. Let's stay real. Această frază a fost de la un actor din Asia, care, din întâmplare, mi-a văzut și mie story-ul. De pe Insta.
Care este autorul tău român preferat? Autorul meu român preferat este Maria Dumitrașcu, care mi-a făcut și o promovare a canalului, al acestui canal. Adică M19933 sau M3D_93 pe Instagram. Să dați follow la ea că merită. Dar care este autorul tău internațional preferat? Romancierul britanic Roald Dahl, pentru că cartea Matilda și cartea Vrăjitoarele au avut o lectură foarte interesantă și o acțiune conturată cu niște aventuri neștiute. Ce cărți te-au surprins cea mai mult? Vrăjitoarele și Matilda. Care a fost cel mai bun parcurs de la... Ai participat vreodată la un concurs literar? Da! De fapt la două, unde am luat participarea la unul, iar la altul am luat locul 2, la secțiunea de literatură SF. Care este cel mai bun parcurs la un concurs literar? Locul 2 de la acel concurs cu literatura științifică, despre care am vorbit și la întrebarea anterioară. Care a fost cea mai bună experiență? Să fac acest blog și să aflu că și să petrec foarte mult timp cu tatăl meu, care mă învață tenisul de masă, și să iau locul 3 de la acel concurs de zilele orașului de anul trecut. Cea mai rea este bullying-ul de la școală. Asta e cea mai rea experiență, vă zic cu toată sinceritatea. Atunci când părinții tăi au aflat că ești blogger, ce părere au avut? Au avut o părere foarte bună, foarte sceptică, dar au acceptat de dragul meu. Au acceptat cu faptul că să nu mă arăt eu la față, la trup, la corp, ca să nu se râdă de mine într-un fel, din cauza greutății pe care o am. Care sunt cei mai buni prieteni ai tăi? Mihai, cu care joc tenis de masă vara, în fiecare zi când apuc. Alexa, care e blogger. Și Beatrice, o fată care e jumătate spaniolaică. Ce hobby-uri ai când noi faci vloguri despre cărți? Să citesc, să ajut prin casă și să joc și tenis de masă. Tu ce ai de gând să fii atunci când vei fi adult? Informatician, deoarece această meserie se plătește foarte bine și se plătește extrem de bine, încât poate să-ți facă un fond de pensie foarte sporit și foarte mare, încât să ai și tu niște bani la pensie care să te ajute cu medicamentele și cu ultimii tăi ani de viață. Care este scopul acestui vlog, book vlog? Scopul este să împărtășesc această pasiune asupra lecturii și al altor oameni, ca să înțeleagă și ei această pasiune. Acesta este scopul. Tu o știi pe Arunt Alexia Books și pe Arunt din Lacrimi de Carte? Da, sunt două bookstagramerițe pe care le știu. Alexia Books este, de fapt, o fată pe nume Alexia, care mi este prietena de la școală și este chiar bloggerul despre care am vorbit. Ai pe Arunt din Lacrimi de Carte? Am cunoscut-o când voia să fac o colaborare cu un book maraton cu mine și de atunci ne-am împrietenit. Și eu și cu ea am stabilit template-ului pentru maraton și cerințele pentru respectivul maraton. Și de atunci o cunosc eu. M-ați mai întrebat dacă am câștigat vreodată la un giveaway. Da, am câștigat la un giveaway, chiar la autoarea Maria Dumitrașcu, 6 cărți electronice pe care le-a scris ea. Și de care sunt foarte bucuros și că am putut să citești un fragment dintr-o carte numită Azi mi-e dor de tine, scrisă de respectiva autoare, care s-o felicit că face acest fel de comerț și acest fel de cărți, pentru că și în lume este autoare care se corespunde așteptărilor din această lume. Și care e autorul tău preferat? Respectiva mai devreme, adică Maria Dumitrașcu și Roald Dahl.
Dacă v-am răspuns la toate întrebările, lăsați aici un comentariu și abonați-vă și le like. Pe data viitoare!